Fiecare dintre noi consideră pentru sine, analizându-se profund și serios, ce a făcut bun și ce nu i-a reușit. Fiecare dintre noi știe care sunt șansele în viața sa profesională. Pentru mine, una din aceste șanse a fost să cresc cu spectacole puse în scenă de Liviu Ciulei. Una din aceste șanse a fost să urmăresc actori care au lucrat cu Liviu Ciulei. Una dintre șanse a fost ca aici, în studioul nocturnelor, să vină scenografi, actori importanți a spațiului nostru cultural și să invoce o prezență absentă și totuși atât de importantă. Liviu Ciulei, vă mărturisesc și nu vreau să-mi ascund emoțiile sub o ipocrizie care nu-mi șade bine, că una dintre șansele mele profesionale este, ca om de teatru, este să l-am invitat într-un spațiu care încercăm să aducă cu ceva din atmosfera minții domnului Ciulei. Așadar, este o mare șansă ca unul dintre invitații nocturnelor să fie maestrul Liviu Ciulei. Vă mărturisesc că, deși sunt un om emotiv, am învățat să-mi reglez acest lucru pentru camere. Nu știu dacă de data asta aș vrea să fac acest lucru. Pentru mine, domnule Ciulei, este o mare șansă, ca om de teatru, să pot să vă pun întrebări pe care le-am strâns de ani de zile. Cine a avut șansa să trăiască în spațiul dumneavoastră, fie și pentru o oră, va duce cu el mai departe proximitatea dumneavoastră. Asta nu știu dacă e chiar așa. Eu vă mărturisesc punctul meu de vedere. Știți că o actriță de la Guthrie, unde am fost director 6 ani de zile, mi-a dat un cadou, o bucată de plastic pe care era grevată o zicală a mea. Maybe and that's final. Adică poate și asta e final. Se poate. Sub semnul lui se poate, da. Mi-am imaginat și eu această întâlnire cu dumneavoastră și cred că o trecere în revistă a unei inteligențe sclipitoare și a unei minți complexe este albumul pe care l-au scos colegii noștri arhitecți. Nu l-au scos colegii. L-au tipărit. Tipărit la Iglu. Pentru că ei au posibilitatea să curețe fotografiile și să le scaneze, care erau foarte vechi și să apară într-o formă mai spalată, mai bună. Fotografiile erau majoritatea din colecția mea și multe făcute de mine pe scenă în lumină de spectacol și atunci nu erau foarte actorii mai mișcați și așa mai departe. Ideea de a face acest album vă aparține? Da, felul, structura lui este gândită de dumneavoastră? Da, și chiar și grafica. Grafica am făcut-o... Am lucrat-o cu niște ajutoare, pentru că eu nu mă pricep la calculatoare. La calculator, dar layout-ul este făcut, cum se numește, cum sunt aranjate fotografiile, culorile și așa mai departe, sunt făcute de mine. A durat cam 2 ani, mult prea mult, dar cred că lucram numai de 2-3 ori pe săptămână. Nu aveam spațiu ăsta, nu-mi dădeau spațiu suficient, dar n-are importanță, mă rog. Acest album, pentru cine răsfoiește, pentru cine răsfoiește și pentru cine se apleacă asupra felului în care ați gândit teatru, este o invitație de a pătrunde, de fapt, în structura unei minți și a unui fel de a vedea teatru. Lucrul ăsta e foarte simplu pentru dumneavoastră. Vedeți, eu am acceptat această
convorbire cu dumneavoastră, că nu prea îmi place să dau interviuri, pentru felul în care ați scris despre acest album în România Literară. Da? Ați scris atât de frumos încât am spus trebuie să răsplătesc efortul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru lucrul acesta și am să încerc să profit cât se poate, fără să vă obosesc și să vă pun întrebări pe care oameni de teatru, studenți, sper, ar vrea, poate, să vi le pună dacă v-ar întâlni măcar o dată. Domnule Ciulei, da, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă octitorie teatrală? Vedeți, când ne apucăm să facem meseria asta, nu știm. Habar n-avem. De obicei nu știm și nu știm cum o să evolueze. Întâmplător, când am preluat, și o să vă spun cum am preluat direcția Teatrului Bulandra, unul din criteriile a fost să angajez regizor pe care îl considera mai bun decât mine. Vezi Penciulescu, vezi Pintilie sau și alții. Și lucrul s-a răsplândit. De pildă lui Penciulescu, la un moment dat, aveam nevoie de el ca de duda coaptă ca să împlinească repertoriul, dar i s-a oferit direcția Teatrului Mic. Da. Și am spus, du-te acolo, fii mai bun, fă din teatrul ăla un teatru foarte bun și prin felul ăsta mă stimulezi și pe mine. Adică cam astea erau raporturile. Cum ați devenit director al Teatrului Bulandra? Ha, e foarte curios. Eram cred că 1962 sau... Și 3. Murise doamna Bulandra. Da. Da. Și la un spectacol cu Cum vă place, care se jucat de câteva stagiuni, a venit după spectacol, jucam rolul Jacques Melancolicu. A venit la mine în cabină domn Munteanu, care a fost Nicolae, a fost porma director la Teatru Mic, cred că un timp. Lucra la minister. La minister, da. Și mi-a spus, e în sală, a fost în sală domnul Tostonogov și vrea neapărat să stea, să luați masa împreună. Acum Tostonogov era un mare regizor sovietic, director al Teatrului Gorki din Leningrad. Văzusem câteva spectacole ale lui nemaipomenite, de Tragedia Optimistă, văzusem Micii Burghezi. Țin minte, la Micii Burghezi am văzut într-o repetiție și eram singur în sală, el se plimba fumând tot timpul. Am râs tot timpul, la sfârșit am plâns atât de tare încât n-am mai putut să vorbesc cu actorii de emoții. Deci era un mare regizor, Tostonogov. Și stând cu el la masă, mi-a spus, eu am venit să stau numai 20 de ore, 24 de ore în București, nu-mi fac datoria față de teatru, față de crezul meu, dacă nu-ți spun următorul lucru, dumneata trebuie să fii directorul acestui teatru. Eu am spus, păi, dar cum se poate? Eu nu sunt nici membru de partid, nici... Și am și dosarul cam prost. Dumneata trebuie să fii directorul acestui teatru. Ascultă-mă ce-ți spun. Am văzut spectacolul și știu ce vorbesc. Peste 9 luni am fost numit director teatrului. Probabil că s-a ținut cont de părerea lui. Probabil. Eu n-am făcut nimic, da. Și care a fost primul gând pe care l-ați avut? Cunoșteați Teatrul Bulandra. Care a fost proiectul dumneavoastră? Cum ați gândit structura acestei? Greu să explic. Am încercat să echilibrez
repertoriu. Sigur că erau și piese care trebuia să facem de un fel de politic. Politic. Dar am încercat să echilibrez foarte mult. De pildă, când am pus opera de trei parale. Da, era... M-am dus la... Am fost la Berlin, la Berliner Ensemble. Și acolo am întâlnit-o după spectacol. Am văzut Mutter Courage a lui Brecht. Și am întâlnit-o pe soție. Brecht murise tocmai. Tocmai murise, da. Puțin înainte. Înainte, da. Da. Soția lui, Helene Weigel, și... Mă rog, i-am exprimat aprecierile mele, era extraordinară și spectacolul Mutter Courage era extraordinar. De fapt, cred că e definiția lui Brecht, că spunea că teatru ăsta este o biserică veselă. Și ea mi-a oferit o carte cu, se chema Regie Buch sau așa ceva, cu 600 de fotografii ale spectacolului Opera de Trei Parale. Secvențe. Ca într-un film. Puteai să urmărești fiecare mișcare și toată mizanscena. Mi-a dat cartea, eu am venit la București, am pus spectacolul, am dus cartea înapoi, am crezut că am respectat. Da? Până a venit Berliner Ensemble în turneul la noi și au venit toți actorii și au spus, dar spectacolul nostru este complet diferit de al nostru. Fantastic. Da. Cam asta e o mică poveste. Da. Cu opera de trei parale. Da, da. Atunci, care era... De pildă Dodin, regizorul. Da, care... Lev Dodin. De la Leningrad mi-a spus că văzând opera de trei parale în turneul la Leningrad și-a schimbat stilul de lucru. Da, am mărturisit asta da. Și aici. Da? Da. Da. Știu, da. Da, am mărturisit asta și aici și într-o conferință de presă pe care am făcut-o pentru unul dintre spectacolele sale pe care l-am invitat în Festivalul Național de Teatru și-a spus lucrul acesta. Eu mi-am schimbat stilul de a face teatru și felul de a vedea lumea din jurul meu până în cel mai mic detaliu după ce am văzut spectacolul lui Liviu Ciulei de la Sankt Petersburg. Se întâmplă niște... Da, și e interesant pentru că în capul meu s-a închis cumva un cerc în momentul în care v-am văzut după unul din spectacolele lui Dodin de la București, stând de vorbă cu el într-un tet-a-tet de o mare discreție și ochii lui Dodin... Da. Reflectau pentru mine o parte din cuvintele. V-am spus de Tostonogov, da? Da. L-am reîntâlnit pe Tostonogov la Princeton. Teatru se chema MacArthur, oraș universitar unde a fost Einstein și așa mai departe, da? Și pusese un unchiu Vania cu actor cam de mâna a doua, a treia, că nu prea vin actor de mâna întâi la Princeton. Și era foarte bun spectacolul, excepțional. Și m-am dus la el, că avea vreo 80 de ani atunci, după spectacol, și ca un copil m-a întrebat, a fost bine? Cu ochi absolut infantil. Și vedeți, o carieră întreagă, 80 de ani și tot această necesitate de verificare pe care trebuie să o primești și din afară, nu scap de ea. Îndoiala, să te îndoiești și să accepți punctul de vedere. Da. Să ai nevoie de confirmare. Aveți nevoie de confirmare, ați avut? Eu? Da. Nu prea. Nu prea. Cam știu când o dau în bară. Am dat-o de mai multe ori. De două ori cu Hamlet. Și aici și la... Deși am luat... A fost un Hamlet foarte reușit cu care prima oară când l-am pus la Arena Stage în numai Timitanu, deși pe urmă am reluat-o cu Kevin Kline la New York și a căzut spectacol. Pentru mine cel puțin a căzut spectacol. Kevin Kline a făcut după aia și o ediție
pentru televiziune, regizată de el și a venit să-și ceară scuze, spunând că a furat multe lucruri din ideile mele. Mă rog, dar... Considerați că nu a ieșit Hamlet, dar Macbeth v-a ieșit. Macbeth-ul nu mai Nici Macbeth. Nu. Macbeth a fost cea mai mare cădere a mea la Berlin. Aici s-a jucat cu vreo, nu știu, de puține ori, cu Cotescu și cu Claudiu Berton. Și cu Claudiu, da. Da. Pentru că am încercat să explic, să fac o logică strictă a spectacolului și într-un decor foarte rece. Rece, da. Și foarte geometric. Totul a plecat de la o imagine a unei gravuri a lui. Eu întotdeauna plec de la o treabă când fac un decor. Cum o să citiți și în carte, de fiecare dată există o inspirație foarte concretă, nu? Da. Aici am plecat de la o imagine, de la o gravură a lui Dürer. Cred că se cheamă Melancolia, nu știu, da. În care e o femeie care stă așa și pe jos sunt niște instrumente geometrice. Și de acolo mi-a venit ideea decorului, acesta geometric și foarte rigid, care contrazicea complet fumuriul, aburul, misterului piesei. Și în mod sigur eu am fost vinovat de căderea asta. Dar la Hamlet ce credeți că nu... În primul rând decorul nu mai era același, nu mai exprima ideea regizorală, era un decor foarte... În sine și foarte ne... Erau niște coloane care se plimbau și aici și la New York. Și, pe de altă parte, Kevin Kline nu-l găseam pe scenă. Adică, improvizat de fiecare dată, nu putea să fixeze. Și... Chiar Ofelia, la un moment dat, n-am mai vorbit cu el, era supărată, că nu știa unde e partenerul. El schimba în fiecare... Nu putea să se hotărască ce să facă. Din tot ce îi se... O prietenă a lui mi-a spus, păi, el întreabă 100 de oameni ce cravată să poarte în ziua. Mă rog. Destul de... Indecis. Da. Să revenim la Teatrul Bulandra. Cum depistați actorii pe care îi invitați după aceea să facă parte din trupă? Cu cine vă sfătuiați? Îi vedeați jucând? Cum l-ați adus pe Toma? Cum ați adus o... De obicei vedeam lucrând. Tapalagă, Rebenciuc au fost angajați înainte de a veni eu. De doamna Bulandra. E actriță excepțională și ea și actor. Poate cel mai mare actor al nostru acum e Victor Rebenciuc. Prima piesă care am pus-o în scenă ca regizor după 10 ani, 11 ani de pauză, da. Omul care aduce ploaia, a fost și debutul lui Victor la acest teatru, la Bulandra. Da. Erau după aceea Mariana Mihuț, Pitiș, Danuțu... Da, Pitiș încă de pe ca student. Din școală l-am luat în Cum vă place, juca un paj. Un paj, da. Da. Și, Irina Petrescu. Irina Petrescu a venit după film. După film. Da. Și Danuțu... Cred că cu Șerban împreună. Cu Iulius Cezar, poate? Nu mai țin minte, dar cred că... La spectacolul lui Andrei Șerban cu Iulius Cezar, dumneavoastră ați făcut decorul. Am făcut decorul. Da. Ați... Să ne întoarcem puțin mai în timp, să zicem. Da.
Nu era foarte sigur, nu era foarte sigur, deși ați făcut conservatorul de artă dramatică, nu știați foarte sigur dacă veți profesa sau dacă veți avea acceptul de a merge pe acest drum. Tatăl dumneavoastră, totuși cu fire de artist. Cred că undeva a fost... Tata avea o voce foarte bună de tenor. De fapt, a fost angajat la Opera Română să cânte paliaci. Bunicul fiind avocat, i-a tras două palme și a spus: nu te-am crescut să fii paiață. Mari profesori de pe vremea aia, Rânzescu, nu știu cine, spuneau: îți ducem valiza, vină cu noi, mergem la Viena să-ți perfecționezi vocea. Fantastic. Da. Și dar n-a ieșit din vorba tatălui, adică a renunțat? A renunțat. Mai cânta în baie Elixir d'Amore sau nu știu ce. Da. Una furtiva lagrima, degli occhi tuoi spunto, și așa mai departe, alte cântece. Dar probabil că a avut și cumva regretul ăsta în el. Că mama mea m-a încurajat întotdeauna, m-a trimis să fac pictură, când a văzut că desenez, am făcut câteva lecții de pictură, făceam și așa mai departe. Da. Spuneți. Nu ați putut practica profesiunea de regizor, fiindcă aveați... Prima piesă am pus-o în 45, chiar când s-a deschis Teatrul Odeon. Dar după aia, 10 ani de zile, am fost respins la examenul de sindical, de atestare sindicală, să spună. Da. De pildă, în carte scrie că când am pus Cum vă place, că Orson Welles a văzut spectacolul și l-a... Nu ți-o minte multe lucruri cu el, ți-o minte că era la Atene Palace și că i-am dus niște sticle de Borvis, atâta, pentru noapte, că nu găsea Borvis. Dar am întâlnit câteodată personalități interesante cu care am câte o mică poveste, de pildă cu Strehler, Giorgio Strehler, marele regizor italian. L-am vizitat, văzuse spectacolul Moartea lui Danton. Strehler? Da. Unde l-a văzut? Când am fost la Florența, în turneu. Nu știam, el mi-a spus că l-a văzut și mi-a spus următorul lucru: noi doi suntem ultimii regizori umaniști din lumea asta. Asta a fost definiția lui. Mă rog, nu știu. Întâlnit alte personalități, de pildă ca pe Laurence Olivier. Am fost cu Estric împreună invitat de către British Council ca să vedem teatru englez, cred că era 60 și ceva, nu mai țin minte exact. Și pe Laurence Olivier l-am văzut în Otello, jucând pe scenă. Și cerusem permisiunea să-l văd și le-a spus după spectacol, le-a transmis. Și după spectacol ne-am dus la... și a ieșit în fața cabinei. Lui era machiat ca și când ar fi intrat în spectacol, nicio picătură de sudoare sau ceva, era complet ca pentru a intra în spectacol. În spatele lui un cabinier cu părul lung, un fel de hippie așa. Și i-am oferit niște cărți și Olivia a spus: vai, dar ce încântat sunt că vă cunosc, ce minunat că mi-ați adus cărțile astea. Și cabinierul din spatele lui, la fiecare frază a lui, spunea: ce minunat că ați venit! Aș vrea să-l vedea și pe el. Adică îi strica spectacolul. Da. Lui... da.
El n-a văzut, noi ne-am făcut că nu vedem, că nu vedem și așa l-am întâlnit Olivier. Am mai întâlnit mari personalități, de pildă pe Cherkasov. Cherkasov care jucase Ivan cel Groaznic, a jucat în Don Quixote. Don Quixote. Da, și multe alte. Deputatul de Baltica și multe alte filme. Și a venit, cred că a venit cu un teatru, nu mai țin minte cu ce ocazie, a venit la București și eram pe la sala teatrului mic, teatrul actorului de film, și venise și el și pe scenă s-a uitat la tot și m-a luat de mână. Și mi-a spus, știi ceva? Să nu te pregătești niciodată când intri în scenă. Pentru că, uite, de pildă joci Oedip. Spune o glumă în culise, intră și scoateți ochii. La figurativ vorbea. De ce? Pentru că fiecare a doua secundă gândul este altul decât cel care îl pregătești în culise. Și am ținut și-l anulează, da. Poftim, am ținut minte lucrul ăsta de la el. Asta era interesant. Pe urmă, regizorul care l-a regizat în Don Quixote era Kozintsev. Mare regizor, l-am vizitat acasă la Leningrad, nu știu cu ce ocazie, și avea trei camere mici cu bibliotecă, și cred că cea mai complexă bibliotecă Shakespeare în afară de Stratford-on-Avon. Formidabilă bibliotecă Shakespeare. Și el a făcut două filme extraordinare. Mai avea o mică statuie tibetană și un Picasso original. Restul foarte discret mobilat cu empirus. Puțină frumos aranjat apartament. Dar ce vreau să spun este că atunci când am fost în juriu la Moscova, stăteam lângă Visconti și ne dădeam coate și am dat premiul lui Alberto Soldi, premiul de interpretare în La Grande Guerra. Dar Kozintsev a venit la mine, m-a luat de mână și mi-a spus, știi ceva? Am două bilete la Kabuki. Hai să mergem să vedem. Și am văzut, m-a impresionat extraordinar. Ce v-a impresionat, domnule Ciulei? Ce din... Extraordinar. Țiu minte... Pașii. Un mers pe potul, da. Acela care, și era un bărbat care juca o gheișă. Rar am văzut un mers mai senzual ca acela. Din toc. Din călcâi. De altfel, Ian Cot a scris la un moment dat că s-a întâlnit cu el la Vancouver, da. Într-o, cum se cheamă, era o întâlnire de Shakespeareologi și s-au plimbat pe malul oceanului și Kozintsev i-a spus, singurul meu timp fericit a fost când am lucrat ca asistentul lui Eisenstein. Restul a fost teroare și groasă. Deci, rezuma perioada stalinistă, probabil. La Vancouver ați pus... La Vancouver am pus Leo și Lena. Și a fost foarte bine, da. În care ați folosit un citat din Blaga. Da. Foarte frumos. Știu că îl iubiți pe Blaga. Da. Da. Ce anume din Blaga v-a considerat să-l apreciat? Enorm de multe poezii. Știu. Le mai știu și pe din afară câteva. Da. Îmi place foarte mult. Îl consider unul din geniile noastre mari. Și Arghezi? Și Arghezi. L-ați cunoscut pe Arghezi? Da, am spus lucrul ăsta. Da. Da, l-am cunoscut. La una din repetițiile generale, înainte de premiera cu
Leon și Lena de la Vancouver. Actorii dumneavoastră au desfășurat o... Cum să-i spunem? Un banner? Cum s-ar spune astăzi? Un fel de hârtie lungă pe care, de fapt, scria, așa începea spectacolul, cu aici sunt aiuritele tăceri de unde poți privi în dosul lumii. Blaga. Da. Și au desfășurat un banner pe care scriu We love you, Liviu. Te iubim, Liviu. Dar sigur că... De ce v-ați simțit bine la Arena Stage? Erați destul de atipic, totuși, pentru peisajul american. Arena Stage a fost condusă de o mare directoare de teatru, care, pe urmă, mi-a fost directoare la Universitatea New York, când am predat. S-a mutat, ea era chair, era președinta, cum ar fi la noi, decan, da? Da. Decanul departamentului de teatru. Tisch School of the Arts, Tisch Școală de Artă, graduate, adică nu începător, ci... Avansat, să zicem, da. Și Arena Stage, nu știu, parcă covoarele de pe culoare aveau amprenta pașilor ei. Atât de bine conducea acest teatru, atât de silențios, atât de uns mergea totul. Și cu extraordinari lucrători. Chiar menționez în carte. Da, asta m-a impresionat foarte tare, da, domnule Ciulei, pentru că de multe ori oamenii din spatele... Da, sunt uitați și aici. Și aici. De pildă am două decoruri la început care au fost făcute de un singur tâmplar în două săptămâni. Un decor foarte complicat. Era un meșter tâmplar extraordinar care am învățat foarte mult cum să construiesc decorul. Avusese un accident. O pareză, avea probabil, o gură strâmbată. A avut un accident și îl chema Cioran. Extraordinar tâmplar. Și mulți alții. Am avut electricieni extraordinari la teatru, de la care am învățat multe. Era un electrician, Nelu Lazar, care doamna Bulandra mi-a spus când am pus primul spectacol, omul care duce plec, nu mă omor pe băiatul ăla, că l-am suit pe niște pasarele. Că ăsta aici rămâne în teatru. Și acum, încă, cred că a intrat la pensie, dar după 50 de ani a rămas acolo. Doamna Bolanda îl simțise. Asta e om de teatru. Avea simțul ăsta, fantastic. Deci la Arena Stage, probabil că atmosfera pe care a creat-o această directoare de disc... Spuneam, da? Erau... Cred că culoarele aveau sunetul pașilor ei, liniștiți. Și v-a creat o atmosferă, da, în care să vă simțiți, da, da, foarte bine, extraordinar, da, și în relație cu actorii, da, și în relație cu atelierele, da, și în relație până la urmă cu spectatorii. Da. Am citit cronicile de la spectacolele dumneavoastră, da, de acolo. Cuvântul genial, extraordinar, a trebuit să vină Ciulei să ne deschidă o fereastră către un autor sau altul. Se folosesc foarte des. Da. Impactul pe care l-ați avut în această lume, da, a fost unul extrem de important și recunoscut, da, de ei, da, la a fost plăcut. A fost un loc plăcut de lucru. Locul, într-un fel, atmosfera de la Teatru Bulandra, care de multe ori era aceea unui laborator, da, mi se pare că ați preluat-o și ați dus-o și acolo. Și la Gatre undeva. Poate una din cele mai frumoase zile din viața mea a fost când am anunțat că nu prelungesc contractul de la Gatre după 6 ani. După 6 ani,
din anumite motive, mă rog, n-are rost de povestesc acum, și foarte mulți din colectiv atunci au început să plângă. Să plângă. Și efectiv m-a emoționat și pe mine. Dar a fost o răsplată, emoția aceea. Și la Vancouver, știu că mi-ați povestit că asta v-a emoționat foarte tare, căldura specială a actorilor, da, și felul în care vă urmăreau fiecare detaliu, fiecare explicație, fiecare, da, gest. Și simțeați lucrul acesta din felul în care chiar făceau. Da. V-ați simțit și trădat în meseria asta? Nu știu. N-are importanță. Nu mai are? Nu. Nicio importanță. The rest is silence. Da. Când discuta... Mi-ar fi plăcut să joc Hamlet, dar l-am scăpat. De ce? Ha? Nu știu, n-a fost cazul. Dar toată povestea asta cu actoria, cum s-a declanșat în dumneavoastră? De fapt, actoria mi-a plăcut cel mai mult. Mi-a plăcut mai mult decât regie. Actoria? Să fac actorie, da. De scenografie nu m-am considerat foarte talentat. Adică consideram că sunt alții, Bortnovski, Boruzescu, mult mai talentați decât mine. Dar mă chinuiam și am lucrat foarte mult în scenografie și uitându-mă acum înapoi în album, sunt câteodată, chiar mă miră cum mi-au reușit niște lucruri. Ascultă-mă cu atenție. Dacă cineva are vreun ban de pus deoparte sau de aruncat pe fereastră, poți să fii sigur că l-a furat de la alții, nu de la cei bogați, care se pot lipsi de el. De la cei săraci, care nu se pot lipsi de la viețile și de la visurile lor. Nu sunt nicio excepție. Am câștigat banii pe care îi arunc pe fereastră, am câștigat așa cum fac. Cum fac toți. Am lovit în oameni ca să fac rost de bani. Și acum stau așa de pomană și continui să câștig bani, banii se mulțesc de la sine. Și o lovesc mai departe în oameni. Nu știu nici cine sunt, nici unde sunt. Dacă aș ști, m-aș simți mai prost decât mă simt. Am o conștiință. Într-o lume fără conștiință, omenirea încearcă să capete un fel de conștiință socială. Da, întâmpină greutăți tare mari în încercarea asta. Eu am bani. Și o să am bani atâta timp cât lumea asta rămâne ceea ce este. Eu nu muncesc, eu beau, eu... Am muncit din greu, Tom. Am muncit și când eram copil. Se spune că oamenii trebuie să se bucure de viață. Eu am obosit. Să ții minte de la mine. Nu te poți bucura de viață dacă nu lucrezi, dacă nu faci ceva, dacă nu... Eu nu fac nimic! Pentru că nu vreau să fac nimic! Nu am răbdare să fac un lucru bun și simplu și... Prea am trecut prin multe eu. Banii sunt lucrul cel mai păcătos pe lumea asta. Au miros urât! Să nu mă mai întreb niciodată de lucrurile astea. Play Strindberg. Dansul morții de August Strindberg. Adaptat de Friedrich Dürrenmatt.
Conversație înainte de masa de seară. Ușa e deschisă. S-o închid? Dacă vrei. Atunci nu închid. Caști? Ei și? În fața soției tale. Când o să-ți revină boala și o să te pensioneze, va trebui să plătesc eu toate datoriile. Sunt sănătos tu. Iată ceva nou. Doar din când în când ușoare amețeli. Sunt niște splendide sincope, cu pierdere totală de conștiință, dragul meu. Mai trăiesc încă 20 de ani. Aș. Actoria, ați debutat când era student, nu? Da. Ați debutat când era student, da. Ați intrat în... La Teatru Mic. La Teatru Mic, care era, pe vremea aceea, era un teatru particular, Teatru Mic, era nu? Era condus de Eugenia Zaharia. Era un teatru particular, da, undeva, da, pe Calea Victoriei. Unde era Nestor. Cofetăria Nestor. Dar a căzut blocul la cutremur. La cutremur. Practic, acolo ați debutat și acolo ați intrat în atmosfera acestor energii care bântuie scena. Da. Ați primit cadou, se spune, nu? Teatrul Odeon, actualmente Teatrul Notara, pe care tatăl dumneavoastră... Da. Și acolo ați jucat. Acolo am jucat mai multe piese, da. Sigur, acolo am jucat și pe Scărușul... Treplev. Pe Treplev am jucat... alături de Manolescu, Manolescu Sadova, Toma Zoglu, Corina Constantinescu, erau Clodi, cei din urmă a lui Gorki. Gorki. Stăteam tot timpul cât era Manolescu pe scenă, am stat... Stăteați cu Clodi la Arlechin? Stăteam la Arlechin, nu cu Clodi, stăteam eu, da. La Arlechin să-l urmăresc. A fost era extraordinar. Nu pot să-l uit în juca. Nu mai avea vârsta personalului, cred că avea vreo 50 și ceva de ani, când l-am văzut jucând Oswald. Da. La teatru era sub sala Odeonului de acum. Era un teatru mic. Și... Teatrul nostru se chema, mi se pare. Și nu o să uit niciodată cum spunea: dă-mi soarele, mama, dă-mi soarele, il grasea. Grasea. Da. Pe când pe englezește, când am pus scena, este give me the sun. E mort sunetul. Give me the sun. Poate nu mai are, n-are vibrație. Vibrație. Da. Da. Un mare actor care e foarte rar pomenit. Cred că a fost unul din cei mai mari. El și Bățățeanu și Calboreanu a fost un actor mare, dar ce credeți critico. Ce credeți că avea Manolescu în forța lui? Ce credeți că l-a făcut atât de... Gândirea, vorba lipită de gândire, aș zice. Adică nu exista hiatus între gândire și exprimare. Deci am lucrat cu actori care, de pildă, se uitau la tine așa. Adică avea o tensiune în ochi care... Oprea gândul. Îl făcea sifon. Nu știu cum... Gol. Nu vreau să menționez numele. Dar nu, era... absolut suprapus gândul cu emoția, cu vorba, cu gestul, cu... Era o organicitate extraordinară. Aș vrea să spunem telespectatorilor că întâlnirea noastră continuă pentru încă o ediție în care vă propun, dacă acceptați, să vorbim despre arhitectură, despre scenografie și scenografi, despre film și
despre ce înseamnă până la urmă drumul de la vis la realitate, ce înseamnă privind în urmă un destin și care credeți că au fost pentru dumneavoastră personal anumite șanse care v-au dat puterea să treceți și peste momentele formidabile, pentru că și pentru astea îți trebuie putere, dar și peste momentele grele din viața dumneavoastră, din carieră, din ceea ce s-a numit ideologie politică, teatru politic, cenzură, un anumit tip de presiune pe care un creator îl resimte ca o povară în ceea ce face. Pievici în... În anul 2000 s-a întâmplat să mă aflu în Australia și să vizitez în una din zilele de la Sydney opera House. M-am înscris într-un grup organizat, un lucru pe care nu-l fac de obicei, și am avut un ghid specializat care ne-a purtat și ne-a explicat foarte riguros și foarte profesionist, cu multe informații tehnice, această construcție. Ne-a plimbat prin săli. La un moment dat, în discursul ghidului profesionist, a apărut această informație. Și aici, în această sală, regizorul Liviu Ciulei a montat în anul cu tare... 1977... 77, Azilul de noapte. Asta a fost după vreo 30 de ani, sau? Da, aproape 30 de ani. Da. M-am oprit, am ridicat mâna ca la școală și am cerut să mai repete această frază, părându-mi se că nu am auzit bine, sau părându-mi se că este un vis al unei nopți de vară, pentru că era vară la Sydney. Și ghidul foarte profesionist a repetat ușor iritat. La sfârșitul turului am ridicat din nou mâna, de data aceasta era mult mai iritat, și am rugat ghidul și pe ceilalți numeroși, peste 30 de oameni, care au făcut această mică excursie spirituală și arhitecturală, să-mi permită să dezvolt fraza spusă mai devreme. Și am spus doar atât. Liviu Ciulei este un mare regizor român, omul care a legat foarte multe destine, care a creat un teatru, un spirit, care a făcut mult pentru istoria teatrului românesc. M-am bucurat să-l găsesc, spiritul lui Liviu Ciulei, și aici. Nu vreau să continui. Pot doar să vă spun că aplauzele pe care peste 30 de oameni care nu m-au cunoscut niciodată și cu care nu m-am mai revăzut niciodată, aplauzele acelea de la sfârșitul turului, probabil că n-am să le uit niciodată. Erau aplauze pentru dumneavoastră, domnule Ciulei. Este o amintire... Da, am luat atunci premiul criticii australiene pentru cel mai bun spectacol din... 1977. Această informație era cuprinsă în prezentarea... Da. Premiul mi-a fost adus de... Australia nu avea ambasadă la București, avea ambasadă la Belgrad. Și a venit ambasadorul de la Belgrad și mi-a adus premiul la București. Eu sigur că am băut niște șampanie împreună.
Cum v-ați simțit atât de departe în Austria? Cum... Bine, bine. M-am simțit foarte bine și recent i-am trimis această carte interpretului lui Satin, care este fotografiat și el din Sydney, care este un mare actor shakespearian, John Bell, care are o companie și produce mai multe spectacole Shakespeare. Acum el pregătește, mi-a scris că pregătește a treia oară să facă Lear, să interpreteze Lear. Și mi-a răspuns foarte frumos la scrisoarea și la trimiterea cărții. Azilul de noapte pe care l-ați făcut la Teatrul Bulandra rămâne unul din marile spectacole, nu doar ale dumneavoastră. Satin era Toma Caragiu. Satin era Toma Caragiu, Caramitru era actorul. Rodica Tapalagă, excepțională. Vasilisa. Era... Rebenjuc era Bubnov, nu? Bubnov, absolut excepțional, da. Alioșa era... Pitiș, Dan Nuțu era, nu știu, Piotr, nu mai țin minte numărul. Și Virgil Nițulescu, Luca. Foarte interesant și mare actor. Baron era Ogășanu și Gina Patric era... Natasha. Da. Nastenka. Da. O distribuție fantastică într-un spectacol peste care este foarte greu să treci. Da. Mi-a ieșit foarte bine și la Arena Stage și în Australia spectacol. Mai puțin bine la München, că se întâmplă câteodată că a fost un dezacord cu câțiva actori, un mare actor atunci mi-a scris o scrisoare de scuze de cum s-a comportat o parte din colectiv. Da. Aș vrea să vorbim în continuare și de relația dumneavoastră cu ce a însemnat vizualul, cu ce a însemnat această construcție vizuală. Îmi povesteați că fiecare decor are un secret, că fiecare lume începe de fapt cu acest impact vizual. După aceea urmează șoapta actorului, gestul, mișcarea, costumul. Gândul. Aș zice, cel da? Mai important. Cel mai important. Gândul, da, gândurile sunt cele mai importante pe scenă, dacă le transmiți. Și dacă intră în lumea secretă a fiecărui spectator. Oamenii se pot ruga la biserică, se pot ruga și acasă, dar se duc la biserică. De ce? E altfel ruga în comunitate, altfel. E un fel de împărtășanie cu ceilalți, nu? Și de asta vine lumea și la teatru, nu stă numai la televizor. Și s-a spus când a apărut filmul, când a apărut televizorul, că o să moară teatru. Teatru nu moare pentru că lumea simte această nevoie de să respire la fel ca sau celălalt. Să râde cu o secundă înainte, să cadă o lacrimă o secundă după, să simtă cotul, cum se spune. Da. Ați lucrat foarte multe decoruri, ați lucrat și pe ale dumneavoastră, și pe ale altora. Decorul lui Pintilie, nu, de la Dale Carnavalului, da, este făcut de dumneavoastră. E făcut de mine împreună cu Giulio Tincu, care mi-a fost cumva elev, adică, nu, asistent la mai multe filme, cred că la Mitra Cocor și alte filme, și după aceea a devenit scenograful meu în cinematografie. Da, și pentru Valurile Dunării și pentru
Pădurea Spovăraților. Și a lucrat în teatru puțin, dar am lucrat împreună cu el decorul lui Pintilie și avea o răbdare și un ochi pentru detaliu și pentru finisaj extraordinar, Tincu. Și mi-a făcut decorul pentru Saroian, pentru Clipe de viață. Da. Astea au fost cele două decoruri care le-a lucrat. Era foarte interesant în spațiul, de altfel foarte simplu, de la Dale Carnavalului, nu? Scena balului care avea în fundal... Era un decor care povestea despre momentul istoric foarte mult, cu plafonul aproape cu o burtă, așa, cu dușumea umflată și cu pereții destul de scojiți. Decorul spunea, suntem în Mahala. Deci, descria Mahalaua, care... Da. Spectacolul al lui Pintilie a fost extraordinar, genial, cred. Una din relațiile dumneavoastră profesionale, foarte profundă, o relație profundă, fără prea multe cuvinte și fără prea multe patetisme, a fost relația cu un mare scenograf și arhitect român, o personalitate foarte puternică, o minte brici, foarte echilibrat în lucru, foarte modest, da. Deși avea în spate lucruri cu care alții s-ar împăuna. Este vorba despre Paul Bornowski. Da. Un mare talent. Paul Bornowski ar fi fost unul din marii noștri arhitecți. El însă n-a vrut să facă arhitectură stalinistă. Și atunci, întâmplător, ne-am împrietenit și am lucrat foarte multe decoruri cu el. Adică lucrăm în tandem, ca să spunem așa. Și ne înțelegeam de minune. Mi-a făcut și el decorul pentru spectacolele făcute de mine, ca Copiii Soarelui, sau care am refăcut Regea împreună cu Pintilie, că jucam rolul principal, poate cel mai bun rol pe care l-am avut. Așa se spune, da. Da. Și pentru Danton am făcut decorul pentru... Ce v-a atras la Paul Bornowski? Ați parcurs un traseu destul de... Păi ne înțelegeam de minune, ne complectam un talent excepțional și nu prea vorbeam. Da. Cred că am mai spus asta, că ne înțelegeam din vârful cronului. Da. Când l-am avut invitat aici, el nu a dat tot așa interviuri și... Era foarte emoționat. Foarte emoționat și... vorbea foarte mult despre dumneavoastră, foarte mult. Știut. Și mi-a povestit mult și despre profesorii de la arhitectură, insistând că formarea minții în momentele prime, decisive ale meseriei, înseamnă enorm atenția pe care o ai față de maestri, față de cei care îți construiesc mintea și ți-o deschid într-un anumit fel, l-au ajutat foarte mult și pentru întâlnirea cu dumneavoastră. Și cu el împreună, sigur că era mai mult ideea lui, apare în carte, soluția noastră pentru... Am luat parte la... Dar deși proiectul a fost prezentat ori concur, că nu apucasem să-l terminăm la data concursului, pentru construcția Teatrului Național. Și sigur că a fost un proiect foarte, foarte interesant. Care nu s-a făcut, nu? Care nu s-a făcut din cauza lui Gheorghe Udeș. Leon Tereotu voia foarte mult să facă proiectul. A stat cu Bornowski și cu mine, nu știu, 3 ore. I-am explicat totul la Comitetul Central.
Dar Leon Terreaut a spus că îmi place, dar e prea modern. Și a murit proiect. În schimb, am luat fotografii cu mine ale proiectului și când am fost arhitectul Maicu, m-a luat ca consilier teatral, de tehnică teatrală, când a făcut, a construit Teatrul Național. Și am lucrat cumva la fluidul tehnologic de la ateliere la scenă, la scenă foarte mult, nu la sală și nu la arhitectură. Dar am lucrat pe gratis, ca să spun așa, n-am fost plătit, a fost... nu-mi pare rău. Când am fost în America, în comisia asta, care vizitam noile construcții cu arhitectul Maicu, cu arhitectul Cucu, un bun arhitect, cu arhitectul Iorga și cu arhitectul Belea, care este autorul sălii unde se joacă acum o operetă, care este o sală extraordinară. El va reface acum teatru. Sper. Sperăm cu toții. Am văzut planurile, mi le-a arătat și sunt foarte bune. Și am avut ocazia atunci să-i arăt proiectul lui unor mari arhitecți, ca de pildă lui Richard Neutra și lui în America asta. Da. Lui Marcel Breuer, care a făcut UNESCO de la Paris. De la Paris, a făcut, da. Muzeul Whitney, la un mare arhitect venit din Bauhaus. Și s-a uitat la proiect și mi-a spus că îmi place pentru că forma reprezintă conținutul. Adică este ieșită din... Dar ce însemna e prea modern, domnule Ciulei? Care era îndrăzneala modernității lui, păi, de neacceptat? Nu era arhitectura stalinistă, nu? Da. Ați făcut și o sală foarte intimă și cochetă, sală studio de adevărat, la Pitești, nu? Da, într-un spațiu existent am amenajat. Am făcut o treabă, nu extraordinară, dar profesională. Am ținut seama de... și de acustică, să nu se creeze ceea ce numim noi unde staționare, adică care fac ca sunetul să meargă așa, să nu meargă la public și alte lucruri. Se poate vedea în schiță. Și sala de la Grădina Icoanei? Sala de la Grădina Icoanei am profitat de o piesă nu foarte bună a lui Titus Popovici ca să o schimbă în sală cu scenă centrală, cu public de mai multe, multe părți. Da. Țiu minte că m-am dus la Comitetul Central atunci și a fost aprobat proiectul. În colaboratorii dumneavoastră importanți au fost și oameni tineri. Radu Boruzescu, de pildă, care povestește despre întâlnirea și experiența pe care a avut-o cu dumneavoastră. L-ați invitat la Teatru Bulandra. Da, da. Da. A lucrat. A lucrat și până l-am luat, a lucrat cu mine în Germania, a lucrat la Macbeth a lui Ionesco, l-ați făcând făcut la costumele întâi, da. Și pe urmă a lucrat și decorul. Pentru soția lui făcea Miruna, costume. Costume, dar la Miruna Boruzescu, excepționale talente amândoi. Nu era greu pentru dumneavoastră, care probabil că știați exact ce vreți și care aveți formație vizuală? Nu era greu, că mă completam lucrurile astea. Te ajută, te îmbogățesc. Nu,
tu poate că ești prea orientat pe o linie, dar se mai... se schimbă perspectivele. Adaugă, se adaugă și pe perimetru alte valori. Și Boruzescu e un mare talent, aș spune, și de asemenea Miruna Boruzescu. Și el a făcut costumele pentru Macbeth al lui Ionesco, care am pus-o la München. La Kammerspiele, nu? Poftim? La Kammerspiele, da. După aceea a făcut decoruri pentru, de pildă, țiu minte, Verdi, în Olanda, la Amsterdam, Falstaff, Mirul la costumele, e o regia, tot așa pentru jucătorul lui Prokofiev, după Dostoevski. Foarte interesant decor făcut de Radu și costumele de Miruna. S-a jucat și la Chicago spectacolul. De asemenea, costumele au semnat, eu am semnat decorul, ei au semnat amândoi costumele, care erau foarte multe, la Lady Macbeth din districtul Mățiensc, de Shostakovich, care s-a jucat la Florența, s-a jucat la Spoleto, la Charleston, la New York și la Chicago. Ce înseamnă o echipă de genul acesta pentru teatru? Încep să comunici când se creează bazele unei încrederi și a unei recunoaștere reciproce, încep să comunici mult mai ușor. Discutați cu ei plecând de la text? Nu mai știu. Ah. nu mai țin minte. Am undeva, înțeles. Poate în Caluga, poate undeva în Riazan, trăia un copil cu minte, cu păr galben, ochi albaștri, în familia lui cinstită și săracă de țăran. Esenin. V-aș fi răspuns și eu cu un Esenin acum. Dar nu făcu vânăt, pentru cum că... Cum a scris... Păstore Todoreanu despre Lesnea, care a tradus Esenin. Esenin, da. Știți? Nu. Lesnea scrie versuri când cerul Esenin. Păstore. Poartă... Da. Da. Și puțină ironie. Da. Ați lucrat și cu Jitianu? Da, foarte cu mult. Cu Dan Jitianu. Da. Jitianu a ieșit de pe băncile facultății foarte devreme, că el a... termină la 16 ani, da, era... liceu, da, da. Și a fost repartizat la cinematografie ca asistent de platou pentru scenografie, pentru la pădure. Și atunci acolo am început să lucrez cu el. Am lucrat pentru Schiller, pentru Hoții. Intrigă și iubire. Intrigă și iubire. Schiller, cu el, primul decor. Și de atunci foarte, foarte multă vreme am colaborat împreună, până când am plecat. Vorbeam mai devreme și aș fi vrut să vă întreb și mai demult. De ce ați plecat? De ce ați... Păi undeva după când am fost dat jos. După revizorul? După revizorul în ședința celebră. Am fost, mi s-a spus, dumneata ești un artist mare, pleacă, du-te în sănătate, lucrează acolo. Era de la minister Ion Brad care mi-a spus asta. Și asta s-a întâmplat în 72 și 3. 72 și n-am putut să plec,
mama mea mai trăia și n-avea cine să o întrețină. Și am plecat de-abia în 79, definitiv. Între timp am putut să plec de multe ori să lucrez, dar veneam înapoi. Chestia asta nu-i surprindea? Că vă întoarceți? Nu știu. Nu știu. Nu mă prea interesa. Nu mă prea interesa. Dar vă lăsau să plecați? Da, ceram voie, plăteam, aduceam valută, că se plătea destul de mult la sută la, se chema... Arlus. Arlus, da. Uh-huh. Da. Nu Arlus, altfel. Nu? Altfel se chema, nu știu. Era o societate de impresariat a statului, care nu-ți făcea rost de lucrări, dar lua banii. Și cum v-ați hotărât totuși să plecați? Aveați aici... Directorul teatrului de la Lincoln Center de pe vremea aceea au venit și au văzut furtuna. Și atunci m-au invitat să intru și eu în consiliu, în directoratul teatrului Vivian Beaumont, pe care l-am văzut încă când se construia. A fost construit de un arhitect finlandez, Eero și Aino, soția lui, Saarinen. Arhitectul acela care el a făcut și aeroportul extraordinar de la TWA, un mare arhitect de origine finlandeză. Și am fost numit la acest colegiu, să zicem, acest comitet. Acest comitet, da? Împreună cu Woody Allen, Edward Bond, care a scris piese, da? Piese, da. Autor de piese. Un Sarah Caldwell era o conducătoare de o dirijoare, da. Încă un regizor din Canada, mi se pare, și unul american, nu vin numele acum. Și n-am prea făcut nimic acolo, dar era mai mult de formă. Și, dar mi-a dat posibilitatea să plec. Că am plecat în America cu fiul meu și cu soția mea și cu $60 în buzunar. Deci, foarte, foarte greu la început. În general, oamenii pleacă mai la începutul carierei. Da. Decizia de a pleca la începutul anilor 80, da, n-a fost... Eram deja cunoscut în America, da. Luasem deja critici foarte importante și peste un an am fost numit la Teatrul Guthrie. Ați vorbit despre furtuna mai devreme. Da. Spectacolul văzut de acest personaj care v-a invitat să faceți parte. Pentru mine a fost poate cel mai bun spectacol care l-am regizat, pentru că a descoperit în piesă o serie de, și prin decor le-am exprimat o serie de dimensiuni filozofice deosebite. Și spectacolul a fost, mi-a ieșit destul de bine, deși nu aveam un actor de valoarea lui George Constantin, nici al lui Victor Rebenciuc, deși a fost un actor foarte bun, un actor ceh, Ian Trâșca, care jucase Oedip și Hamlet în Cehoslovacia și până a plecat și până a jucat tot felul de spionul ruș în roluri mici de film. Dar a jucat foarte frumos Calibar. Pentru acest spectacol ați invitat pe George Constantin, care era actor al Teatrului Notara, să joace Prospero. Da. Cred că a fost printre
primele, să zicem, obiceiuri de a invita într-o trupă actori din altă trupă. În general, înainte de 89, lucrurile erau foarte... Nu exista această libertate ca un regizor... Nu cred. Cred că s-a mai întâmplat, da. Tinica a fost invitat la un moment dat cu Marinuș, care nu făceau parte din trupa teatrului. Nu, a fost aduși. Aduși, da. A fost aduși și pe urmă a fost scoși. Scoși, da. Da, în mod ciudat. Da. Pe George Constantin l-ați invitat pentru acest Prospero. Da. Dar se obișnuiau și înainte. Claudia a fost invitată de mai multe ori la Teatru Armatei, de pildă, să joace niște eroine. Da. Ce anume din forța și misterul totuși a lui George Constantin? George Constantin a fost unul din puține actori. El putea să joace, juca și Mitocan, juca și Neaș, personaj românesc, dar era un actor care, poate singurul care avea scris pe frunte, eu sunt și un actor tragic. Parcă tragedia era scrisă pe frunte, nu știu. Și avea dimensiunea asta tragică și în Prospero. Cu existent, nu? Când spune, mă întorc la Milan și fiecare al treilea gând îmi va fi mormântul. Îl credeai. Avea, susținea gândul tragic pentru el se transmitea în unde. Vreau să vă povestesc ceva apropo de Furtuna și de Prospero. La un moment dat, la Târgu Mureș, cred că 94-95, 96, nu mai știu exact, s-au sărbătorit niște ani de la terminarea în 56 a promoției de aur, care l-avea și pe Rebenjuc și pe George Constantin printre absolvenți. Rodica Tapalaga, probabil. Nu, Rodica nu. Era Albulescu, Cozorici, Silvia Popovici, da. Nu vreau să enumăr pe toți, pentru da. Că am să omit pe cineva și mi-ar părea foarte, foarte rău. În sala teatrului de la Târgu Mureș, care era plină ochi, s-a făcut această sărbătorire. George Constantin, foarte emoționat, dar și ușor iritat de anumite lucruri care s-au întâmplat pe scenă, a venit și a spus simplu, foarte simplu și extrem de emoționant, o parte din monologul lui Prospero. Da. Nu a vrut să stea după aceea la restaurant și m-a invitat în seara aceea să ne plimbăm prin Târgu Mureș. Mm-hmm. Mi-a spus în câteva variante acest monolog. Mm-hmm. Și la sfârșit, când ne îndreptam spre hotel, mi-a spus, acum, dacă mai ai timp, am să ți-l spun așa cum am învățat Ciulei să-l spun și cum l-am spus în Furtuna. Da. Am fost singurul lui spectator. Era foarte târziu în noapte, de undeva se auzea zgomotul petrecerii, dar în noaptea aceea, misterul lui Prospero, filozofia conștientului și subconștientului, această magie a teatrului, jucată de un mare actor, cu un tragism cu totul special. N-am să-l uit niciodată. Da. La foarte puțin timp, da. După ce mi-a spus acest monolog, George Constantin a murit. Da, știu. O mare actriță, Gina Patrichi, în da. Seara în care a luat premiul la Gala Uniter, da. Și foarte la câteva zile după ce a murit, își pregătise să spună pentru public tot o parte din monologul lui Prospero, din Furtuna. Da. Da. Emoțiile însă și starea sănătății, destul de șubredă, n-au făcut-o să-și ducă povestea asta până la capăt. Mi s-a părut mai mult decât semnificativ ca și Gina Patrichi și George Constantin, cu nu mult timp după, să considere că misterul lui Prospero, că misterul teatrului
stau undeva tocmai în aceste cuvinte, că insula aceasta magică, populată de o minte, de un anumit tip de a vedea lumea, de a construi, de a o asambla, de a se lăsa, de a-l auzi pe Caliban. Da. Mi s-a părut nu lipsit de semnificație și da, aș fi vrut mai de mult să vă sun și să vă spun acest lucru. Da. Profit de această întâlnire nocturnă să vă împărtășesc întâmplările de care vă spuneam, pentru că furtuna rămâne o insulă în care de foarte multe ori oamenii de teatru, spre care de foarte multe ori oamenii de teatru vâslesc, în singurătatea lor, în disperarea lor, dar și în această atracție spre ce înseamnă de fapt magie și mister. Este o piesă adânc filozofică. E curios că este o piesă accesibilă, nu este o piesă ermetică. Și pentru mine a fost poate cel mai, zic eu, cel mai bun spectacol. Și decorul de la Furtuna are un mic secret, nu? Mi-ați arătat are acolo... multe secrete. A, multe? Multe secrete. O parte din decor e inspirat din Chirico. Se vede în ușe, într-o oglindă și în pian, se vede același peisaj. Deci, undeva există un cal, cap de cal, care lui Fidias. Alături există o găină împănată, care este un omagiu către decoratorul și pictorul Rauschenberg. Dar nu știe nimeni lucrurile astea. E Mona Lisa, sunt multe alte lucruri. Da. Și pentru pădurea din Arden aveți copacul acela... Copacul care în scenă semăna a fi un magrit, este de fapt Dürer. E un copac, o reproducere a unui desen original al lui Dürer. Și sunt mai multe influențe. Și întotdeauna decorurile mele pleacă de la o imagine. De pildă pentru Galileo. Viața lui Galileo pleacă de la domul din... de la, nu de la domnul, ci de la baptisteriu din fața domnului din Florența. Nu? De acolo e, e inspirat. Inspirat, nu spun, da, că seamănă. Gândul e pornit de acolo. Și multe altele. La început am lucrat foarte mult inspirat din arhitectura americană, din Frank Lloyd Wright, poate Richard Neutra și alții, dar pe urmă am încercat să mă eliberez de asta, pentru că eram student încă la arhitectura, la primele decoruri, care a avut mult succes pentru că înlocuiau pânza pictată cu arhitectură, dar erau cam veriste, ca să spun așa. Nu prea înțelesem teatru ca lume atunci. Apoi, încetul cu încetul, mi-am făcut loc în nebuloasa asta ciudată care este teatru. Și faptul că s-a revenit acum la monolog, piese în monolog, și Ionescu și Beckett are piese în monolog, nu? Și este foarte similar cu cel puțin gândul meu, pe care l-am exprimat într-un discurs pe care l-am ținut la Viena. În 56, mi se pare, am fost la
Asociația Literară a făcut un fel de festival Est-Vest. Și am fost cu Lovinescu atunci și am ținut un mic speech care se chema A Atom Abstract Absurd. Adică era A începutul și spuneam că probabil că societatea noastră s-a întors la într-un moment de început. Nu este, am numit-o atunci nu societatea socialistă, ci societatea socială, care este altceva decât artele care din timpul burgheziei sau din timpul imediat. Pentru că întotdeauna artele au parcurs de la abstract. Dacă urmărim sculptura și artele grecești abstract, pe urmă prefigurativ, figurativ, imobil, pe urmă începe să devie preclasic, clasicul care împlinește conținutul cu forma, intervine sentimentul, realismul, naturalismul și ciclul s-a închis. Și asta se poate urmări și în arta gotică și în tot așa, ultima arta creștină care a început cu un pește și niște semne așa și care se termină cu statui cu păr natural și cu picături de sânge în relief pe pictate. Și a murit goticul odată cu asta. Deci ciclul ăsta se are o... Și actualmente a apărut abstractul în artă. Cu Jasper Johns, cu știu eu cine, Picasso, nu mai spun, și Léger și alții. Și revenirea la formele fie primitive de cultură africană sau chinezească veche sau rupestră, pictura de peșter, care reapare, e preluată de artiștii de azi și încetul cu încetul suntem în momentul arhitecturii. În teatru s-a revenit la monologul Dionisiac, ca să spun așa, nu? Că, pentru că prima formă dramatism, și Beckett, și Ionescu, alții. Și, deci, există această involuntară, și Ionescu, dacă vrei, involuntară reîntoarcere la o formă de incipientă, care nu este cu nimic inferioară decât formele mature. Abstractul este, poate să dea mare satisfacție. Și o să urmeze probabil un preclasic, un clasic, un nou realism, un nou naturalism și o nouă moarte. Domnule Ciulei, de ce ați făcut atât de puțin film? Păi după ce am terminat pădurea, am avut niște propuneri destul de interesante. Am făcut o prostie mare, am refuzat să fac... aveam de făcut un film cu Baltagu. Și actrița ar fi fost Ana Magnani. Ana Magnani, mare actriță italiană. Și scenaristul a scris un... Amedei se numea. A scris un scenariu extraordinar în care personajul nevăzut... Nichifor Lipan. Nichifor Lipan se transforma în fiecare... Ea începea să-l cunoască, ea nu-l iubea în scenariul lui și se îndrăgostea
cunoscându-l ca alt, mai mult, mai mult, mai adânc la fiecare obstacol, ca să numesc așa. Și până la urmă, așa se termină. Și mi s-a părut că a făcut din personajul Lipan un fel de Mahalajaikaro din Roma, care vorbește mult și pentru mine Vittoria Lipan era statuară și tăcută și puternică pe dinăuntru. Și am făcut prostia să renunț. Și cu asta mi-am tăiat cariera internațională. Da. Aș fi făcut-o. Asta ar fi deschis niște drumuri. Dar nu-mi pare rău. Dar mi-ați spus că ați fi vrut să faceți Regele Lir. Regele Lir v-am să-l fac în Maramureș, cu Țăran. Mi se părea o foarte... Nu știu dacă aș fi fost bine, dar era o intenție atunci. Da. Visul am vrut să-l fac, da. Visul unei nopți de vară. Da, da. Am avut și niște... Tot cu italieni am avut niște contacte și cu niște actori destul de interesanți, da. Până să apelă. Domnule Ciulei, această a doua nocturnă se termină aici. Vreau să vă mulțumesc pentru generozitatea cu care ați venit aici. Vreau să vă mulțumesc pentru emisiunile în care ați fost aici cu noi, deși erați poate departe, în amintirile marilor actori și scenografi cu care ați lucrat. Vreau să vă mulțumesc pentru această incursiune în universul dumneavoastră, cu vorbe sau fără vorbe, cu tăceri, hai să le spunem, cehoviene, cu șoapte pe care sufletul meu le-au auzit. Vreau să vă mulțumesc pentru felul dumneavoastră de a fi atât de adevărat și atât de vertical într-o lume a teatrului și nu numai, în lumea în care am crescut și în lumea în care Liviu Ciulei, pentru oamenii din jurul meu, a fost și este Axis Mundi. Vă mulțumesc și... Sunteți prea drăguță. Mulțumesc. Aș vrea să dedic această întâlnire a noastră prietenilor care au cultivat imaginea dumneavoastră în mintea și în sufletul meu, prietenilor care mai sunt și celor care nu mai sunt astăzi cu noi. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc!